Bună ziua! Clasele a treia și clasa pregătitoare B vor prezenta astăzi șezătoare la sfat cu Nica. Dar unde este Badia Ion? Cari, cari! E, cari, cari, cream că dormeam de când să mor de urât. Aici-s! Nici nu te-am văzut, Bădie, și stai așa îngândurat. Poate s-a întâmplat ceva. Ma. Atunci ia de apă-ne o poveste că ești tare meșter. Un negru. Umblăm prin mai multe sate și ca să cumpere cu noi păpușori și altele, într-o zi ajunse la și când era să treacă, văzu un om care se odihnea acolo. Negustorul vroi să afle ceva de la el, ca oricare. Se apropie de dânsul și îl întrebă: de unde ești, mă, creștin? Ia din sat de la noi. Din care sat la voi? Ia ca de acolo, tocmai de sub așel mare. Bine, dar știi satea și era? Eu nu știu. E, cum să nu știe satul nostru și eu de acolo? Nu așa, mai prostule, eu te întreb, acel sat pe a cui moșie este și cum e botezat? Doamne, dar nu știi că moșiile sunt boierești și aici stea cu colonul nostru ce șede la București, iar satul boteză popa cu într-o căldărușă cu apă, cum e scrie lui în cărți. Negustorul, privindu-l lung, zise în sine: măi, ăsta-i chiar păcat. Dar cum te cheamă pe tine? Ia și mă întreabă, mă cheamă ca pe oricare, vin încoace, ori vin aici. Negustorul începu atunci a-și face cruce ca de naiba și iarăși lui. Dar cu chemarea preună, cum te mai strigă? Ia ca așa, vino, pu, mă! Negustorul începu atunci a râde și zise: ce poți? Dar ce bucați se fac acolo la voi? Mai mult ți-aș cu mămăligă mâncă. Înțelege-mă, prostele, nu te întreb de bucate fierte. Dar poi de care bucate mă întreb? Te întreb dacă s-au făcut la voi grâu, ori și altele. Dar s-au făcut până la grâu. Nu te întreb de înălțimic, dar n-am nevoie de baie, aș dori să știu ce fel este la voi grăuntele orzului. Să spun eu dacă nu știi. Grăuntele orzului este un ungăreț îmbrăcat cu coajă ca îngălbuie și coțea pe vârf. Bine, știu de asta, dar spune-mi ce fel să vin, că aș dori să cumpăr și eu. De, nu știi, domnia ta, ce fel? Unul dă găuri, orozul și altul îi dă bani. Galben, Napoleon, ori altceva. Nu mă înțelegești? Nici asta eu te întreb. Cum se dă? Bre, nici asta nu știu. Să spun eu, iei balița, ori din merlia și pui în ea până umpli cu vârf. Apoi, cu coada lopeții, o rași tot din sat. Pe urmă, iarăși o umpli și tot asemenea le faci. Eu nu te întreb asta, o fără cap, ce ești. Dar ce fel mă înțeleg? Cu ce preț să vinde chila ori panța? Cât le-i? Așa cum te voiești. Și cât le-i dai, atâta ei. Negri obgate inime sunt acolo în sat. Este Badea Mușat, Badea Stan, Neagu, Voi cu Florea, Soare, Badea Bra, Coman și alții. Ho, mă, destul, dar cine este mai mare decât toți la voi în sat? Cine e mai mare? Badea Ghiciu, el e atât de înalt cât mai n-a ajuns cu mâna la omorul său. Bre, proastele goaie mei. Nu te întreb așa. Dar cum? Eu zic, pe cine ascultați voi aici în sat mai mult? Iha, auzi vorba, ascultăm pe lăutarul Moș Bran. Când începe să cântă, tot satul stă cu urechile și ochii țintă la el. Nu zic așa, mai nătărăule, răspunde-mi odată cum te întreb. Cum? Eu te întreb, de cine aveți frică aici în sat mai mult? Văleu, maică, ia de buhaiul Moș Popa, mare frică mai avem vămulică. Când vine seara de la păscut, toți fugim care încotro apucăm. Că e atât de fricoșat, te gândești că e turbat. Și când începe să muncească perechel și copiii din sat. Mă, dar ce naime de om ești tu? Nu cumva ești vreun duh rău, frate, cum ia noaptea cu spaima pădurii? Dar de ce mă întreb când mă privești? Nu vezi că somn ca și dumneata? Cu cap, cu ochi, gură, nas, cu mâini și cu chișoare, mămii și moi ca toți? Așa te văd și eu, da? Ai niște simțire abia ca un dobitoc. Ia spune-mi zău, aveți butnar sau dogare acolo în sat la voi? Avem! Naș și bani și tu să-ți pui doar și să-ți lusesc. Prostia de nascarelea când lume nu mai are. Ea este o urcioasă boală ce nu se vindecă în școale, chiar nici în spitale. Într-o casă cu șindrilă, cum puține mai găsești, s-a născut povestitorul Nică de la Humulești. Când bura prin iarbă coasa, am bătut cu frații mei chiar la ușa celui care e nașul pupezei din tei. Ne-a deschis o smărăniță, cu o zană am privit, cum a deșertat prin casă cofele cu amintiri. Păsări gure și duc vestea peste gazduri, mergie și numai Nică e un nume scris în nume cu cireșe.
Mă trezește bună, mamă, într-o zi de dimineață. Scoală-te, Ionică, dragă, spală-te pe mâini și față, căci acum șcucul a venit scântă dis de dimineață. Eu ți-am pregătit merind de la Ligurar să te duci. Hai, grăbește-te odată, că de nu o să împuci. Hai că plec acuși, mămucă, dar în capul meu în gând, încolțești acum, frate, trebuie pupăța s-o prind. Plec de acasă cu mâncare, dar mă va pe la tei. Hai, mămică, te grăbește pupăza din cuib s-o iei. Ți-ai găsit s-o prin tataie, în zadar m-ai chinuit, că spurcata se pitise și nu era de găsit. Scot atunci din cap căciulă și scopura căptușesc, plec la Lingurar acum, că de nu o s-o cățesc. Cât pe ce s-o fure nică de la bieții Lingurar, căci cu foamea nu-i de glumă, când dau ca la zile mari, se întoarce nical nostru pe la teiul scorburos, ia pupăza ei sobită și vine acasă bucuros. Am s-o duc direct în pod, am s-o leg strâns și fac nod. Bun așa, dar nu e bine, căci a doua zi la noi vine Tușa Măriuca, nevasta lui Moș Andrei. Măi cumnată, ieși afară ca să-ți spun ce s-a întâmplat. Vai de mine și de mine, ce s-a întâmplat cumnată? Ion pupăza a luat. Apoi lasă atunci pe mine, că fi vai de cap lui, n-o să-i fie deloc bine zbânțui ca ăsta noi. Auzind una ca asta, umflu pupăza din pod și fug repede cu dânsa unde, chiar la ea mă rog, urmă-și de-a cu obițică, iute la întrebări mai. Măi, băiete, de vânzare ai adus găina asta? De vânzare am adus, vrei să o cumperi dumneata? Dar cât cer pe dânsa spune? N-am un preț, îmi dai cât crezi, că ar face asta găină, e destul de grasă, vezi? Dă să o cântăresc o leacă să-mi dau seama cât face. Ia cap poznă ca scăpat-o, zboară, nu se mai întoarce. Dacă nu ți-a fost să cumperi, de ce mai păcăli, moșule? Măi, băiete, tu tragi de mine, fugi, deci, mucosule, pe semne că ai vrea vițica, de ești așa arțăgos. Hai, grăbește-te odată și poartă-te mai frumos. Supărat la culme, Nică o tulește acum stresat, mai ales când ar mă rog, tată sus ar fi aflat. Și când ajunge acasă, amărât și băsuflat, deodată se aude pupăzantei, să le spună la părinți, unde ar mă rog, fuge la ei. Totul s-a sfârșit cu mine. Am scăpat și de asta dată. Mama mea de bucurie pregăti masă bogată. Asta a fost întâmplarea ce-am pățit-o, dragii mei, de asta mă numesc cu toții nașul pupezei din tei. Bună ziua, stăm de vorbă cu? Doamna învățătoare Păduraru Adina, de la clasa 3B. Doamna Adina, cum a decurs toată pregătirea pentru această zi? A fost obositor, a fost greu, dar toată oboseala și toate greutățile pe care le-am întâmpinat nu au însemnat nimic, pentru că a ieșit ceva foarte frumos. Cum a fost întâlnirea cu doamna ministru? Emoționantă, cred. Îmi imaginez că atunci când întâlnești o persoană importantă, este imposibil să nu te emoționezi, să nu simți un fior în suflet. Încă o dată la mulți ani pentru zilele școlii și mult succes în continuare. Vă mulțumim!